Eu când mă uit la mașina asta sunt dispus să fac aproape orice compromis ca să schimbăm ESOP-ul. Este super, super mare. Mamă, câtă poliție era. N-ai cum să nu-ți faci gagici, e imposibil. Ascultați puțin cât de frumos se aude. Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou vlog. În spatele meu se află probabil cea mai tare mașină pe care poți să o conduci la 25-30 de ani și cu siguranță mașina mea preferată, și anume noul BMW seria 8 850i M850i Cabrio din anul 2021. Este practic cea mai apropiată versiune de BMW M8. Astăzi vrem să vedem cum se conduce, ce feeling îți oferă la interior și de asemenea dacă merită să trecem din nou la o mașină Cabrio. Înainte să continuăm cu seria 8-ul, vreau să vă reamintesc că aveți 15% reducere pe Car Vertical folosind primul link de jos din descriere sau primul link din comentarii. Pe Car Vertical puteți să verificați raportul oricărei mașini, cât și motociclete, mai ales dacă sunt de import US sau UK. Puteți vedea de la veridicitatea numărului de kilometri, dacă mașina a fost furată, dacă a fost folosită ca taxi. De asemenea, foarte important, puteți să găsiți și daune în istoricul acesteia dacă s-au înregistrat. Mai jos în raport puteți găsi și poze cu mașina din trecut, fie din eventuale daune, fie din eventuale anunțuri mai vechi. Cunoscând toate aceste aspecte, puteți decide dacă acea motocicletă sau mașină este pentru voi. Atunci când apăsați pe linkul din descriere, reducerea se aplică automat și nu trebuie să mai adăugați niciun cod la checkout. Iar acestea fiind spuse, cred că acum este timpul să ne întoarcem în 850i-ul Cabrio. Când vă uitați la ea din lateral așa, vedeți cât de sexy este. Nu cred că poți să găsești un adversar, mai ales din ultimele modele apărute de la competitori. O să spuneți că probabil eu sunt un fan BMW, după cum știți că sunt de fapt. Însă eu când mă uit la mașina asta sunt dispus să fac aproape orice compromis ca să schimbăm ESOP-ul cu o astfel de bestie. Și când zic bestie, nu doar din cauza aspectului exterior super agresiv, dar datorită acestui interior superb, care unora nu pot să zic că le place extraordinar de mult, pentru că probabil îl compară cu cel de la Mercedes. Eu unul sunt mega mare fan interior de BMW, pentru că este îndreptat spre tine tot bordul. Este practic continuarea interiorului de la seria 6, dar mult mai tehnologizat. Iarăși din spate, mașina asta este extraordinar de sexy. Este lată, este tăiată foarte frumos, parcă mai frumos decât era seria 6-le. Avem evident inscripția cu M850i ca să știe toată lumea din spate ce motor se află sub această capotă, și anume un V8 biturbo de 530 de cai putere. Evident, mașina este și X-Drive, pentru că de acum nu prea se mai fac motoare de 4-4 biturbo la BMW cu tracțiune spate. Avem aceste guri de evacuare foarte mari, foarte late, însă de fapt ele sunt micuțe acolo ascunse. Îmi place mult, după cum am spus, că este lată, însă din punctul meu de vedere, dacă aș lua mașina asta, i-aș pune niște distanțiere ca să iasă puțin mai în exterior roata, ca să o facă și mai lată, și de asemenea, cred că i-aș pune niște jante cu o dimensiune puțin mai mare. Deși astea sunt absolut superbe, aș risca cu niște jante pe 21 de inci, pentru că mașina este destul de confortabilă, am mers cu ea până acum și nu se simt foarte rău gropile. Partea cea mai tare la mașina asta și de ce am ales să facem vlog cu ea este că dacă vă place, puteți să vă plimbați și voi cu ea. Mașina asta este de închiriat pe zi, deci în cazul în care vreți să mergeți câteva zile prin București decapotat, să simțiți cum este în spatele unui volan de BMW seria 8 850i de 530 de cai putere, puteți să găsiți linkul jos în descriere și toate detaliile despre cum puteți să închiriați această mașină la niște prețuri super, super avantajoase. Eu zic că merită cu vârf și îndesat, mai ales dacă plănuiești să te duci la un eveniment, dacă plănuiești să o duci pe un drum destul de interesant, unde poți să te bucuri cu adevărat de feeling-ul de la volanul unui BMW seria 8, și cred că este cel mai bun lucru pe care poți să-l faci până când s-o cumperi în întregime. Voi, să vă zic sincer, în primul și în primul rând, mi-era mare dor să mai merg cu o mașină Cabrio și mai ales cu un seria 8. Vă zic sincer, este prima dată când conduc un seria 8 și mă bucur că este un 850i și nu un 840i. Și chiar dacă avem aproape 200 de cai mai puțin decât avem la ESOP,
Vă zic sincer că nu simt diferența. E mult mai agresiv, mă, frate, BMW-ul. Îl simți că te împinge de la spate, fiind și X-Drive, nu contează. Tot simți că te împinge mai mult spatele. Este o diferență față de sistemul Quattro și cred că de-aia ai senzația asta că mașina are de fapt mult mai multă putere decât are de fapt. Îi spuneam și lui Bader mai devreme că mă gândesc dacă atât de bine se simte 850i de 530 de cai, imaginați-vă cum se simte un M8. Nici nu vreau să mă gândesc. Sper să putem filma cât de curând și cu un M8 Competition ca să vedem exact care este diferența. Dar până acum mașina asta m-a impresionat. Este wow, efectiv. Este tot ce ți-ai putea dori la vârsta noastră. Cred că este mașina perfectă pe care o poți avea la 20 și ceva, 30 de ani. E o diferență uriașă între cabrio și coupe și ești un rockstar. Toată lumea se uită la tine, efectiv, atrage atenția poate mai rău decât unele supercaruri. Probabil cea mai tare opțiune la mașina asta este sistemul audio Bowers & Wilkins. Pot să filmez puțin că deja se văd tweeterele puțin aprinse pentru că se lasă seara. Bă, nu are greșeală, mă, sistemul ăsta. Nu are greșeală. Aș vrea să dau drumul la muzică, însă nu prea putem pentru că ne vom lua copyright. Nu este urmă de bâjuit, totul este clar. Oricât de tare îi da la maxim, dacă dai orice melodie, nu distorsionează sunetul deloc. Este peste Harman Kardon, cum am avut pe seria 4, care iarăși m-a impresionat foarte mult. Însă acesta cred că este vârf de gamă la orice mașină și nu exagerez cu nimic. Am trecut acum mașina pe Sport Plus și auziți puțin. Ai spune că are evacuare, că are ceva făcut super interesant. Este un motor care cu siguranță se aude de afară, dar vă zic sincer, sunetul ăsta e din boxe 200%. Se aude prea tare, se aude, ești nebun. Ori nu mai sunt eu obișnuit cu senzația de cabrio, unde cam orice mașină se aude puțin mai tare, pentru că evident nu mai ai plafon și cred că este un pic amplificat în boxe sunetul ăsta. Se aude parcă prea frumos, prea gros. Și cu sistemul ăsta OPF 2.0, după cum vă spuneam și pe TikTok, în caz că nu mă urmăriți, puteți să-mi dați un follow. În 2022 mașinile nu prea se mai aud la fel de tare cum se auzeau odată. Am zis în intro că acest seria 8 este din anul 2021. Am greșit, tocmai ce m-am uitat pe brieful din Germania și mașina este din anul 2022. Ce surpriză! Acum, spre finalul anului, deja s-a lansat și modelul facelift, care la exterior, din punctul meu de vedere, arată aproximativ la fel, însă la interior tableta pare să fie puțin mai mare și puțin mai ieșită în afară. Totuși, atât faceliftul cât și modelul care mergem noi are aproximativ 2 tone, ceea ce este multicel, dar vorbim de o mașină cabrio, care întotdeauna va fi puțin mai grea decât o mașină coupe. Dacă stau să o compar iarăși cu S8-ul, este cam de aceeași greutate. Avem un sistem, evident, X-Drive de tracțiune integrală, ce ne ajută, evident, să putem pune puterea mult mai ușor jos și la plecările de pe loc și așa mai departe. Tocmai din acest motiv, această mașină are un timp 0-100 de 4 secunde fix sau de 3,8 secunde până la 60 de mile la oră, ceea ce este destul de bine, însă părerea mea că din acest motor se pot scoate timp și performanțe mult mai bune. Cred că poți să duci mașina asta lejer în 700 de cai. Este o alternativă foarte bună în cazul în care vrei să scutești ceva bănuți și să nu-ți iei un BMW M8, care din punctul meu de vedere evident este construit diferit, se simte diferit și probabil este o altă mașină. Însă ca și putere, dacă umblăm puțin la soft și îi facem o evacuare, acest 850i poate ajunge cu ușurință la performanțele unui M8 stock, cel puțin, pentru că dacă începem să modificăm și M8-ul, deja vorbim de altă ligă. Răsar și luminile ambientale, care sunt foarte, foarte finuțe. Avem lumini ambientale pe aici, pe consola centrală. Avem lumini ambientale în uși cu două linii diferite. Știu că se pot schimba în foarte multe feluri, dar probabil că nu este mare diferență față de cum am avut și eu pe 540i. Băi, mi-am dat seama de ceva. Nu este prima dată doar când merg cu seria 8. Este prima dată când merg cu un motor V8 pe o mașină cabrio. Până acum am mers pe mașini cabrio cu motoare de 3000 care se auzeau și alea foarte bine, însă acest motor de 4.4 este altă ligă și nu vreau să imaginez cum sună dacă îi facem o evacuare. Am trecut, fraților, și la un POV, pentru că știu că este plăcerea voastră, mai ales la o astfel de mașină. Probabil o să fie puțin distorsionat sunetul de la vânt, pentru că suntem decapotați, după cum puteți să vedeți. Ce emoție îmi dă mașina asta și cât de mult mă face să mi-o doresc. Nu este extraordinar acum să trecem la un BMW seria 8?
Așa, din spatele volanului, ce pot să vă spun este că o simt destul de moale, adică suspensia mă așteptam să fie puțin mai rigidă, este cu siguranță mult mai comodă mașina asta decât este S8-ul, chiar dacă ați spune că aceea este o limuzină, credeți-mă că nu mi se pare deloc, deloc inconfortabilă această mașină, deși este un cabrio și este o mașină destul de sport cu jante pe 20 de inci. Din punctul meu de vedere, acum este ora perfectă la care poți să ieși cu o mașină decapotabilă, pentru că este puțin mai răcoare afară și este lumina aia perfectă așa, mai ales într-o plimbare așa la sfârșit de vară, prin centrul Bucureștiului, băi, și după aia faci un pic așa. Ce pot să vă spun este că această cutie de viteze smucește puțin într-un mod artificial tipic BMW, adică la fiecare schimb pe Sport Plus simți că îți dă acea smucitură înainte, este diferită față de cea de la Audi, eu m-am obișnuit puțin cutia de la Audi care este mai exactă, poate aș spune că un pic mai rapidă, cel puțin la prima vedere, însă senzația pe care ți-o oferă BMW-ul este mult, mult mai agresivă. Frânele iarăși mi se par destul de bune pentru niște frâne care nu sunt ceramice. Mașina asta, după cum puteți să vedeți în bord, are 11.000 de kilometri. Acum am dat puțin rapid drumul la muzică să vedeți cât de frumos se aprind tweeterele astea de la sistemul Bowers & Wilkins. De-aia vă spun că este o plăcere să conduci mașina asta decapotat, mai ales la lăsarea serii. V-am spus și la începutul vlogului, mi se pare că nu se simt atât de mult cei 200 de cai diferență între mașina mea și aceasta, dar ce pot să vă spun este că cu cât urcă mai mult în ture, încep să simți că nu are totuși 600-700 de cai putere, simți același cuplu la turații joase și mi se pare că de la 100 de km la oră în sus, cu siguranță diferența este super, super mare. Mamă, câtă poliție era acolo! Deci m-am băgat puțin în dreapta, să-mi imaginez ca și cum aș fi gagica lui Bader, care am fost interceptat așa de pe stradă în acest BMW seria 8 850i. N-ai cum să nu-ți faci gagici, e imposibil. Foarte frumos a schimbat mașina pe timpul nopții. După cum puteți să vedeți, avem LED-urile astea foarte frumoase, evident LED-urile din boxe. Ce părere ai iasă de la volan? O impresie. Nu aduc fericire, în primul rând. Bun, acum am intrat pe Calea Victoriei, locul preferat din București unde poți să intri. O decapotabilă care poate așa. Pe Calea Victoriei, când intri, te auzi probabil până la următoarele 2-3 semafoare, pentru că se creează un ecou foarte frumos, mai ales când vii cu un motor V8. Ascultați puțin cât de frumos se aude. Doamne, sunetul ăsta de V8 parcă zgâdi-l așa urechile și îți dă o senzație absolut specială. Noi o să ne mai plimbăm puțin prin București pentru că s-a lăsat seara, dar până una alta o să mai căutăm o locație interesantă ca să mai tragem niște cadre pentru câteva reels-uri. Uitați-vă puțin ce semnale dă ușa atunci când o lași deschisă. Nu știu dacă este pentru mașinile care ar putea să vină pe bandă să le atenționeze sau pentru tine să-ți aducă aminte să închizi ușa atunci când pleci. Mai în glumă, mai în serios, noi astăzi filmăm totuși cu o mașină care are o istorie extrem de interesantă. Dacă știți, primul seria 8, cel cu farurile care ies din capotă, practic acela a fost modelul legendă de la care a plecat totul, model care a dispărut la finalul anului 90, dacă nu mă înșel, și în anul 2019 BMW ne-a readus zâmbetul pe buze lansând acest model de seria 8 G14, dacă nu mă înșel. Seria 8-ul, din toate punctele de vedere, atât la interior cât și la exterior, este seria 6, pentru că are aproximativ aceleași dimensiuni, deși aceasta este complet diferită, pentru că vorbim de o mașină din seria G cu complet alte sisteme și cu complet altă navigație, alte materiale, totuși respectă acea poziție la volan, acel feeling și îmi aduce aminte, să vă zic sincer, de seria 6-le meu. Bun, fraților, dacă vreți și voi, vă reamintesc că puteți să închiriați mașina asta, să vă dați puțin cu ea prin oraș, să vedeți cum se mișcă, ce senzație specială îți oferă. Nu uitați neapărat să apăsați pe butonul de like, de asemenea, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și până data viitoare, eu vă urez numai bine. Pa, pa!